Activitatea de astăzi este o caravană de sănătate și face parte dintr-un proiect finanțat prin intermediul Federației Internaționale de Cruce Roșie. Venim în comunități izolate să acordăm asistență medicală, screening pe diverse specializări în funcție de nevoile comunității. În momentul în care am gândit acest proiect, am gândit două componente, odată consultul medical și tratamentul medical venit în comunitate și în același timp educația pentru sănătate. Toate cele 16 comunități din țară au fost selectate, tocmai având în vedere această lipsă a serviciilor medicale. De exemplu, astăzi, unde suntem la Gura Teghii, aici medic de familie nu mai există de un an și ceva. Unii merg în orașul alăturat, la Nehoiu, dar alții au întrerupt orice tratament medical sau orice consult pentru că le este greu să-și găsească un medic. De când ați mai mers la un medic? N-am mai mers de vreo 3 ani. Eu nu am mai fost încă de vreo 6-7 ani. Ai mai fost la medic în ultima perioadă? N-am fost niciodată. N-am avut probleme niciodată. Am venit pentru că suntem bolnavi, avem doctor de familie, n-avem medic. Și am venit să le fac un bine și pentru copii, și pentru mine, pentru sănătatea mea. Cum a fost, doamnă, consultul? Bun. Necesar? Da, necesar. Vă mulțumesc mult. De când nu ați mai mers la medic? N-am mai mers de mult. Este foarte important că a ajuns caravana, mai ales că sunt foarte mulți medici. La noi în comun este și o problemă cu medicul de familie. Se știe problema și la nivel de casă de sănătate și la nivel de prefectură. Am încercat să aducem alți medici. Din discuțiile cu casa de sănătate și cu încă vreo 2 medici, 2 doamne doctori, care au spus că vor veni. Medicul care va veni are casă asigurată de noi, spațiu asigurat de noi. Suntem 36 de voluntari, alături de noi sunt cadre medicale, medici, specialiști și asistenți care au venit alături de voluntarii Crucii Roșii, toată lumea este voluntară astăzi aici. Pentru mine, pe lângă faptul că pot să ajut pe cineva, este și o experiență, eu fiind medic rezident anul 2 la diabet, zahăra și nutriție. Deci este excepțional pentru mine. Minunat și extrem de binevenită toată această acțiune. Îmi face mare plăcere să fac. Ce ați găsit până acum? Ați găsit probleme? Am găsit probleme. Pacienți hipertensivi, necontrolată valoarea de tensiune, n-au avut medic de familie și nu mai avut cine să le dea rețetele, au umblat de colo-colo. Este o mare problemă asta, trebuie neapărat rezolvată. E o comună mare, sunt mulți oameni aici și patologia este foarte serioasă și nu numai cardiologică. Mulți dintre ei, din păcate, s-ar fi trezit peste ani cu probleme care ar fi putut fi amânate din timp. De acum. Pe lângă diabet am discutat și de problemele legate de colesterol. Acesta este foarte periculos în cantitate crescută. Mulți pacienți îmi spun că au colesterol, știu cu colesterolul mare, însă nu iau niciun tratament. Toată lumea a fost mulțumită, toată lumea ne-a felicitat de acest proiect și îmi doresc din tot sufletul ca de acum noi, filiala Buzău, să găsim oameni care să ne vină alături, mă refer la medici, asistenți medicali, și să mergem și în celelalte 13 localități în care nu avem medic de familie. Am fost primiți foarte bine, oamenii au fost aici, deși noi am anunțat că începem activitatea la 10, ei la 8 erau aici, ne așteptau, ne-au mulțumit, ne-au spus că ne mai așteaptă, nevoile sunt mult mai mari, adică am venit și ne-au întrebat și de alte specializări, deși noi azi am venit cu 5 specializări. Caravana se desfășoară în 16 județe din țară, județe care au sub 30% rată de vaccinare COVID și în comunități izolate, fără servicii medicale. Și se va termina în luna septembrie, urmând ca din această lună, până în luna septembrie, să organizăm câte 2 caravane pe lună.
Există două tipuri de oameni care probabil ne văd. Unii care se gândesc că o astfel de activitate ar fi utilă în comunitatea lor și pe care îi aștept să ne scrie pe adresa Crucii Roșii Române și să ne semnaleze acest lucru, să știe că suntem acolo și vom răspunde, vom face tot ceea ce putem să mergem acolo. Și probabil sunt oameni care spun aș putea și eu să ajut și de asemenea cred că la fel de important este să vină către noi și orice formă de ajutor este binevenită. Următoarea oprire este în localitatea Poiana din Dâmbovița, tot acum în februarie, weekendul viitor, și după aceea în martie mergem la Arad și la Brăila.